Zeci de îngerași au aprins candeluțele de la mic la mare, au slăvit învierea lui Iisus Hristos. În comuna Balatina, raionul Glodeni, a fost organizat un festival pascal în incinta Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Copiii au învățat cântece și poezii dedicate învierii, iar gospodinele au împletit colaci, au copt păscuțe, hulubașii păcii și au pregătit bucatele tradiționale. Copiii care au cântat în fața altarului au spus că au făcut-o de dragul învierii lui Iisus. Eu am ieșit să particip pentru a promova tradițiile pascale. Le doresc la toți un Paște binecuvântat. Nina Dolinski este gospodina care duce faima comunii Balatina în toată țara. Pentru evenimentul de astăzi, femeia a copt colaci, cozonaci, dar și hulubași. Împreună cu senioritele din comună au reușit să pună pe masă cele mai dintre alese bunătăți. Am venit cu sfânta pâine pregătită pentru sărbătorile de Paști, cu cozonaci făcuți cu ou, cu lapte, cu făină, cu toate ingredientele, cu colaci, cu pască, cu prăjituri, cu colaci pentru ridicare pentru morți și corzâna plină de hulubi, de cozonaci, cum se face la sărbători. Simbolizează pacea pe lume, sănătatea, bucuria copiilor. Suntem generația de aur a comunii Balatina și la fiecare dată susținem primăria, nu suntem indiferenți de tot ce se face în comună. Inițial, evenimentul a fost planificat în curtea bisericii, dar din cauza ploii, cântecele dedicate lui Iisus și rugăciunile au răsunat chiar în fața altarului. În paralel acest festival, fiecare participant s-a venit cu expoziții pascale, care fiecare gospodin își arată ce fel de copturi poate să facă. Am ales anume în acest an, anume lăcașul dat Biserica Adormirea Maicii Domnului, fiindcă am considerat că anume sărbătoarea dată este dedicată, este a sărbătorilor pascale și trebuie să fie dedicată anume toți Dumnezeu.